Explodează vreo bombă între CFR și Farul sau avem un meci de vacanță? E va fi greu, dar nu, sigur, noi sperăm să fie mulți buni ca în fotbalul românesc. Vom vedea ce va fi acolo, dar nu, nu vă gândiți în sensul în care, Doamne ferește, Hagi niciodată nu aș face așa ceva. Garantat cum să-i pui unui copil, stai mă, trebuie să câștige CFR-ul. Nu există așa ceva. Dar vedem dacă vor fi pe modul holiday sau nu. Adică credeți că Farul, așa cum Hagi a făcut-o tot timpul, își va respecta blazonul de campion al României? Cu siguranță, cu siguranță, dar sunt multe considerente de luat în seamă. Vom vedea ceva. Adică sunte, vorbeam cu Sorin Cârțu și Sorin Cârțu ne-a zis așa: veniți să mă filmați, da, când o să, eu nu joc la pariuri, zici, o să intru la casa de pariuri și voi pune unul solist. Nu cred că e clar. Nu e, da? Deci chiar credeți că se poate, adică se poate juca? Nu vedeți? Bine, adevărul că bine, e și prietenia asta între Hagi și Dan Petrescu de o viață, da? Mi-e greu să cred. Spune-i lui Sali despre asta. Vedem ce zic. Da, ce să-i spune? Spune-i lui Munteanu. Doamne, vezi că e prietenie. Zice, Dan Petrescu, nu există așa ceva. Uh-huh. Aveți o minimă speranță? Dacă n-am avea o minimă speranță, n-am fi ființe umane, nu? Da. Avem o speranță. Da, am auzit că mâine vedeți finala cupei învelit în steagul lui Cluj, așa am auzit. Nu, să nu exagerăm, mai ales că sunt împrătiți cu Dinamo. Da, eu nu înțeleg cum o echipă universitară se pretește cu o echipă milițienească, ca să spun așa. Bine, știu de glumă, da? Dar asta e altă poveste, problema lor. Da. Bun, da, știți cum e, dacă Ucluș câștigă, mergeți la baraj. Sau, avem, mă rog, cel sau puțin, avem cel puțin barajul asigurat, cel puțin barajul, dacă Ucluș câștigă. Da, da, da. Spuneți-mi un lucru, domnul Rotaru, făcând o analiză acum la final, sau aproape la final, Farul campioană meritată? Da, da, Farul, ce a făcut Gica acolo este incredibil. Dar nu este un miracol, pentru că este munca lui. El a știut de unde pleacă și unde vrea să ajungă. Este ceva extraordinar. El ne-a bătut pe toți pe fotbal, nu pe altceva. A? Cred că orice antrenor, orice conducător, în momentul în care, din fotbal românesc, în momentul când vrea să treacă la treabă, primul lucru, citește-l pe Hagi. Vezi ce a scris, vezi ce a scris pe filosofia lui de joc, vezi cum o pune în practică, uite-te la el în curte. Este un exemplu. Hagi, din punctul meu de vedere, este cel mai mare antrenor român în viață, de departe. Pentru că el n-a câștigat cu echipe de sute de milioane de euro, sau mă rog, de zeci de milioane de euro campionate. Nu. El a produs jucătorii. I-a produs, i-a pus în sistem și ne-a bătut pe toți. Sunt invidios pe el, dar în sensul bun al cuvântului. Este un exemplu de urmat. Ne uităm acolo. Trebuie să vedem cum ai făcut. Pentru că nu e vorba de un campionat. E vorba de două campionate. Două campionate de curs de 5 ani de zile. Este pentru o academie. Deci nu mai, nu mai e întâmplare. Nu, nu există. Hagi, da, Hagi trebuie să-i facem statuie. Asta trebuie făcut pentru că ca și jucător, ca și antrenor, ne-a demolat pe toți. Da, 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 Florin. Florin Gardoș vrea să vă spună. Salut, domnul Rotaru. Salut, domnul Gardoș. Mie știi ce-mi place. M-a auzit, domnul Rotaru, să vă dau un pont. E îmbrăcat tot în negru, din cap până în picioare. Și dacă a pierdut campionatul, ce face? Și glumind un pic, avem o altă exclusivitate la emisiune aici în premieră națională, la o emisiune de sport, vedem cum vorbesc doi milionari între ei. Da, da, păi știți povestea, nu? Când l-am trecut pe gardă și am făcut ședință cu băieții și am zis: Florin, tu vino lângă mine, că tu ești, doar noi doi suntem milionari. Nu. Nu, serios, nu da, știu. Da, la asta m-am referit, domnul. N-am știut, n-am știut. Am făcut. Cum Mangea a fost? Eram, nu? Florin cu Mangea, parcă. Da, cu, așa? Cu prietenul meu, Mangea. Așa? Așa, și ce ai zis lui Mangea? Nu, n-a fost, nu era vorba de David. Am zis, eram toți încet la teren. Și am făcut o ședință la iarbă verde, să spunem. Și a zis: Florin, tu stai lângă mine, că ești singurul milionar de aici. Lasă că vorbim. Da, Florin, te rog. Era glumă. Da, voiam... Știu că ați mai luat exemplu altor campioane cu cantonamentul de după meci și acolo l-am auzit pe domnul Hagi care zicea că a scos cantonamentul de tot și voiam să mă întreb dacă veți aplica treaba asta la Craiova. Greu de spus în acest moment, contează și filozofia antrenorului, dar Hagi are un mare avantaj, pentru că într-adevăr Larie, Artean,
stau acasă, dar restul copilor toți sunt în cantonament non-stop, pentru că locuiesc în academie. Ei nu pleacă acasă și se întorc. Dar cum vi se pare ce a spus Hagi? Nu, domne, am riscat și la meciul ăsta decisiv cu FCSB și nu i-am chemat în cantonament. Păi de ce a riscat? El n-a mai riscat, pentru că deja experimentase și i-a mers. Nu, a zis că poate a riscat puțin fiind meciul decisiv. La asta s-a referit. Da, ok. Este un mod de a privi lucrurile care trebuie respectat și care trebuie analizat. Așa cum am spus, noi trebuie să ne uităm la ce a făcut Hagi în detaliu. Acesta este un detaliu. Da, exact. Vreau, am o curiozitate, da? Că vă place fotbalul și la 2-0 pentru FCSB, v-ați gândit că ia FCSB-ul titlu sau nu? Nu m-am gândit că ia FCSB-ul titlu, pentru că FCSB-ul oricum ar fi avut un meci foarte greu cu Rapidul. Pentru că pentru Rapid ar fi fost eșecul secolului ca să ia FCSB-ul campionatul cu ei. Și atunci, dar noi ne-am dorit un egal și n-am ascuns-o, tocmai pentru ca Farul să aibă motivație suplimentară în meciul cu CFR. Și asta zic, la 2-0 pentru FCSB ați fost în sufletul noastră ceva, v-ați gândit, domne, n-are mai mult de 2-2, nu poate să se întâmple? Nu m-am gândit la nimic, era un scor care ne convenea, din contră, vreau să egaleze Farul. S-a întâmplat să egaleze Farul, doar că s-a întâmplat să-i și bată.